mâncăm mult și prost, facem sport doar dacă suntem obligați și petrecem ore în șir pe scaun la birou. Pe deasupra, îndatoririle zilnice ne țin mereu ocupați, iar deadline-urile ne alimentează constant stresul. Alături de o anumită predispoziție ereditară sau alte afecțiuni cronice, toate acestea contribuie sistematic la creșterea în greutate, iar de aici până la obezitate mai este doar un pas. În țara noastră, 30% din populație este obeză, iar o treime supraponderală. Potrivit Institutului Național de Statistică, un român mănâncă în medie 3500 de calorii pe zi, cu aproape 1500 de calorii mai mult decât ar avea nevoie. Cifrele sunt îngrijorătoare și la nivel mondial, unde fiecare a treia persoană este supraponderală sau obeză, arată un studiu publicat într-o revistă americană. În lipsa unor măsuri drastice de prevenție și tratament, se estimează că în anul 2025, peste 50% din populația lumii va fi obeză. Obezitatea este o afecțiune de nutriție și metabolism în care grăsimea corporală se acumulează în exces, astfel încât poate avea un efect negativ asupra organismului. Asta înseamnă o speranță de viață redusă și riscul apariției altor probleme de sănătate. Este o boală cronică și este o boală care se asociază cu foarte multe alte probleme, diabet, infarct, accident vascular cerebral, boală renală, afectare hepatică. Eu nu cred că pot căuta un organ în organism care să nu fie afectat de către obezitate. Medical asta înseamnă obezitatea. Pentru lume, în general, ca să înțeleagă, este kilogram în plus peste o anumită limită, că aici nu mă refer la cele 1-2 kilograme pe care le punem și le dăm jos în concedii sau de sărbători. Dar atunci când greutatea noastră depășește cam 5%, hai să o luăm așa, și nu se întoarce înapoi și tot merge, ar trebui deja să ne îngrijorăm. Calculul simplu, dacă doriți să mă întrebați, este de fapt bazat pe indicele de masă corporală, care este un raport între greutate și înălțime la pătrat. Acesta este indicele de masă corporală. Și un indice de masă corporală normal este sub 25, iar obezitatea începe la 30. Ceea ce vă spuneam de suprapondere, adică puțin grăsuț, este între 25 și 30. Aceea este supraponderea și este zona în care ar fi cel mai bine să ne dăm seama că noi creștem în greutate, nu ne mai putem întoarce la kilogramele noastre. Pentru că lucrurile astea încep în general din tinerețe. Nu-i neapărat o glumă, dar schimbarea în sus a numărului la haine. Medical vorbind, obezitatea în sine nu are simptome, nu ne face să simțim nimic. Obezitatea se manifestă prin afectarea celorlalte organe, despre care v-am și spus. Da? Când obezitatea doare, doare sub forma unui accident vascular, a unui infarct miocardic, a unei afecțiuni hepatice până la ciroză, așa doare obezitatea. Dar în sine, simptomul este acela că trebuie să-ți schimbi, să-ți tot schimbi în sus hainele, mărind numărul. În cele mai multe cazuri, obezitatea este provocată de o combinație dintre un consum excesiv de calorii, lipsa activității fizice și o predispoziție genetică. Ea poate duce și la apariția unor boli de inimă, a diabetului de tip 2 și chiar a unor tipuri de cancer. Principalii doi factori de risc, care sunt din fericire și modificabili, adică îi putem schimba, putem interveni asupra lor, sunt felul în care mâncăm și felul în care ne mișcăm sau nu. Adică alimentația și mișcarea, adică stilul de viață. Mă rog, sunt două dintre componentele stilului de viață, dar acestea sunt cele două. Există categoric factori de risc și genetici, ceea ce moștenim din familie, care nu îi putem influența. Obezitatea poate apărea și ca și consecința unor boli, ca și consecință a unor boli, deci nu ia să fie cauza, a unor anumite tipuri de tratamente. Dar cea mai mare parte a persoanelor care au probleme cu greutatea și care au acest diagnostic au ca și cauză în spate o greșeală în alimentație și în felul în care au făcut mișcare pe parcursul anilor. Calea cea mai corectă ar fi aceea de a ajunge la un medic mai întâi, pentru că și toți nutriționiștii buni și în regulă, care sunt doar nutriționiști și nu medici în sine, trimit mai întâi la un medic pentru o evaluare medicală.
Pentru că urmează un plan alimentar, poți să-i spui dietă, eu nu i-aș spune dietă, eu i-aș spune o îmbunătățire a alimentației. Pentru că, până la urmă, toate persoanele acestea sunt îndreptate către o alimentație sănătoasă, nu sunt diete, nu sunt regimuri. Îi îndreptăm către o alimentație sănătoasă, că e mascată sub tot felul de denumiri de diete, cu totul altceva, dar dacă vă uitați în toate aceste diete, cu mici excepții, sunt câteva care conțin greșeli de principiu nutriționale, recomandă alimente sănătoase din categoria celor la care ar trebui să mâncăm. Și atunci este bine un medic mai întâi să evalueze medical pentru ca nutriționistul să poată fi sigur că poate aplica toate principiile fără să facă mai rău, de exemplu, la o anumită persoană la o afecțiune hepatică sau la o afecțiune renală sau chiar la o afecțiune gastrointestinală. Poți face mult rău dacă nu știi că acea afecțiune există. Ori cel care poate diagnostica sau suspiciona este medicul, nu nutriționistul. Și atunci, într-un mod ideal, ar trebui să fie văzut mai întâi de un medic care să le evalueze medical pe baza unor analize. Cu toții știm că e greu să renunți dintr-o dată la nelipsitele felii de pâine, la bolul cu cartofi prăjiți sau la prăjitura preferată cu frișcă și ciocolată. Ce să mai spunem de alergat sau tras de fiare, când singurul sport practicat până acum fusese tastatul viteză ori privitul la seriare. Și totuși, așa începe procesul de vindecare. Primul pas în tratarea obezității este schimbarea stilului de viață. O dietă echilibrată, activitate fizică regulată și ceva mai multă voință sunt principalele indicații medicale. Meda a început să aibă probleme după ce a născut. An la rând a luptat cu kilogramele și de aproape 10 ani a învățat cum să-și țină greutatea sub control. Mă uitam în oglindă și mi se făcea de-a dreptul rău, evitam toate oglinzile din casă, nu îmi plăcea să merg nicăieri în societate. Când mergeam la cumpărături era stresul de pe lume, nimic nu stătea bine pe mine, magazinele nu făceau ce credeam eu că ar trebui să facă, era groaznic. Obosită în permanent, mă aplecam cu greutate, stare de nemulțumire permanentă, deci aveam senzația de frustrare permanentă. Nu mă simțeam deloc confortabil în pielea mea, nici de cum. Nu mă simțeam eu. Și până la urmă am zis, da, trebuie să iau o decizie. Ei, când am început să fac asistență medicală, am realizat că de fapt nu cura de slăbire e soluția, nu. Deci trebuie să fie un echilibru. Deci viața mea trebuie să capete un echilibru. Și atunci am căutat informații medicale mai mult și am înțeles că de fapt organismul ăsta e o inginerie perfectă. Deci nu trebuie să îi dai mai mult să consume decât poate să ardă. Toată treaba a culminat cu primul episod de tromboză, după a urmat încă unul, până când cardiologul m-a trezit la realitate și am înțeles că de fapt e o foarte mare problemă. Aveam și mi-a descoperit între timp și o trombofilie și de atunci, de 20 de ani, sunt pe anticoagulante orale. Și mi-a spus că e imperios necesar să mențin greutatea sub control. Sigur că am început tot felul de cure de slăbire, tot ce am găsit pe internet, pe atunci nu eram asistent medical. Tot ce am găsit pe internet, am citit, am aplicat, funcționează foarte frumos, funcționează o perioadă. După care când ai oprit cura de slăbire, o iei de la capăt, din nou suprapondere și dai șocuri organismului și nu-i tocmai în regulă. În 98, când aveam 86 de kilograme, atunci am zis trebuie să fac ceva. Și am început cu cure de slăbire care au dat rezultate și am slăbit de la 86 de kilograme, am slăbit vreo 10-15, dar le puneam înapoi. Le slăbeam în vreo 6-8 luni, cu cure din astea de slăbire, diete, tot felul ce găseam pe internet. Ei, perioada asta a durat vreo 10 ani, în care slăbeam, îngrășam, deci era foarte frustrant. Am avut și eu un episod de depresie foarte severă, care a culminat cu un atac de panică, urât de tot, și am făcut tratament pentru atacurile de panică. Ei, în momentul ăla a fost la modul serios, atunci am schimbat și domeniul complet, pentru că deja era supărător și ajunsesem la 5-lea episod de tromboză. Și am zis, nu e ok, am schimbat și domeniul, am devenit asistent medical. Ei, atunci am început, tot atunci am pornit de la 7-8 de kilograme, deci până atunci tot oscilasem. Și de pe la 7-8 de kilograme, atunci am început să slăbesc treptat, deci cam în medie, în prima lună, întotdeauna slăbirea e mai accelerată pentru că evacuez apa,
deci cam 4 kg cam așa în prima lună, dar după aceea cam un 2 kg pe lună, cam jumătate de kil pe săptămână în regulă. Și cam în 6-8 luni am ajuns la greutatea optimă, deci am avut la un moment dat 58-60 de kilograme, oscilam între 58-60. Ei, atunci m-am simțit extraordinar de bine, făceam sport. Făceam cam o oră jumate de sport zilnic, deci am reușit să mențin așa vreo 5 ani, foarte, foarte bine, până anul trecut în iunie. Pe lângă planul alimentar strict, face mai multă mișcare și recunoaște că lipsa disciplinei i-a adus uneori și necazuri. Am zis, ce-ar fi să împărtășesc din ceea ce știu eu pentru colegii asistenți care vor să facă asta și pentru pacienții care au nevoie de informație pe partea de nutriție. Și am început să elaborez un site în sensul ăsta, www.medataloș.ro, unde postez articole din experiența mea. Nu spun așa faceți, dar eu vă spun așa am făcut și am obținut următoarele rezultate. Sau m-am confruntat cu cazul ăsta care n-a funcționat din cauză că, sau a funcționat pentru că. Și cam 70% pe acest site informația e pentru asistenți și cam 30% este pentru pacienți. Și acolo împărtășesc din toată experiența mea. Ei, problema muncii la site a fost implicarea asta, deci m-am concentrat extrem de tare pe site și am neglijat complet partea asta. Deci nu am mai calculat. Am încercat eu să țin în balanță, dar ochiometric nu funcționează. Deci pentru toată lumea care crede, zice, mănânc puțin, nu e adevărat. Aluna care o iei de pe masa colegului că te-o servit, aduce aport energetic. Te-o servit cineva cu o cafea, laptele din cafea este aport energetic. Nu există. Biscuitele care le-ai luat întreagăt la o cafenea, și ăla e aport energetic. Nu există. Deci absolut orice bucățică pe care o bagi în gură, ai băut un suc, este aport energetic. Și în ianuarie am zis, hopa, stop joc. Trebuie să luăm munca de la capăt. Și din ianuarie am început din nou să muncesc cu mine însămi și într-o lună sunt pe calea cea bună. Deci mi-am revenit vreo 4 kg, deja am câștigat și sper că până la vară să-mi revin în forma în care eram. De la mâncare este tot, 85% din treabă face mâncarea, din păcate. Deci de acolo trebuie setarea, deci trebuie să te setezi că vrei. Și să nu încerci să îmbrobodești pe cineva, că pe alții nu interesează. Deci chiar nu interesează că tu ai 50 de chile sau 100 de chile, te va interesa pe tine când o să faci un atac vascular cerebral și o să ajungi hemiplegic și o să ajungi la pat cu escare și o să trebuiască să-ți cauți un asistent să vină să te îngrijească. Deci pe tine te interesează în primul rând, n-are rost să minți pe nimeni. Și bineînțeles, poți să doresc consult de nutriție. Bine, e ok, foarte bine. Te duci la nutriționist, el îți dă o listă cu alimente. E foarte frumos, dar până la urmă treaba grea, tot tu o faci. El îți dă lista și tu te-ai dus acasă. Ei, da, de acolo începe lupta. Lupta cu tine. Incredibil cât de puțin avem nevoie. Incredibil. Numai noi ne recompensăm. Asta e toată problema. După frustrările de peste zi, noi ne recompensăm cu hrană. Ai, zici, ce bine, stau la un film, am pus vailingul de cartofi pai și suntem teleghidați în fața lui, uităm cât mâncăm. Și nici măcar creierul nici nu are timpul necesar să își ia senzația de sațietate. Și de multe ori, senzația de sete este o falsă senzație de foame. Adică, nouă ne este sete și mâncăm când ne este sete. Asta e foarte prost. De-aia, întotdeauna e bine să bem întâi apă și să așteptăm jumătate de oră. Și dacă încă ne mai este foame, mâncăm, dar numai pe atâta foame cât a mai rămas. Că de regulă, de multe ori nici nu bem apă. Dacă am stat să cuantificăm câtă apă bem pe zi, ne-am dat seama că poate nu facem nici jumătate de litru. În astea îmi cântăresc mâncarea. Da? De regulă, nu mai mult de 200 de grame. De exemplu, aici ai pulpă de pui cu avocado și un pic de ceapă verde. Da? Și de regulă, cantitatea optimă pentru o mâncare, acum asta e destul de slab caloric, dar oricum nu depășește niciodată cam 180 de grame, 200, depinde, să zic. Așa, 185 de grame. Da? Și în momentul în care mi le pun în frigider, îmi notez valoarea energetică pe ele și așa mi le pregătesc pe toată săptămâna. Are 185 de grame, are 295 de calorii, deci asta pot să mănânc la o masă. De regulă, fără pâine, da? Deci asta e ce mănânci, atât. Nu pâine, nu supă, nu desert, atât.
Asta este, atât avem nevoie, nu mai mult. Sau dacă mănânc o conservă de ton, e conserva de ton. O conservă din asta, dacă te uiți că valoarea energetică e trecută, are în medie 275-295 de calorii toată conserva. Cam atât mănânci. Atunci când dietele și voința nu dau rezultate, se poate apela la tratamentul medicamentos. De asemenea, există soluții chirurgicale moderne, majoritatea realizate pe cale laparoscopică, dar costurile pornesc de la 4.000 și pot ajunge până la 10.000 de euro. În plus, nu se indică decât în unele cazuri și doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Sună foarte atractiv. Nu trebuie să faci sport, nu trebuie să faci mișcare, nu trebuie să ții diete, te duci la doctor, faci o operație, stai câteva zile și slăbești 50 de kilograme și după aia ești perfect. Nu se prea întâmplă așa. Se pot face liposucții, dar în mod normal cantitatea de grăsime care poate fi extrasă este mult mai mică. Undeva, să zic, un maxim ar fi de 5 kg, 5 litri pe sesiune, pe operație. Pentru că după aia crește foarte tare riscul de embolism grăsos și de alte complicații care pot duce chiar la deces. Deci noi cumva suntem limitați de aspectele astea. Dar totdeauna rezultatele sunt mult mai bune atunci când o astfel de operație este combinată cu o dietă foarte bine pusă la punct de nutriționist, cu exerciții, cu un stil de viață sănătos. Deci totdeauna, dacă mai mulți factori cumulativ intervin, rezultatul e de mine de mine. Din punctul meu de vedere, dacă ești considerat obez, dacă ai 100 și de kilograme, nu este o procedură pentru tine liposucție. Evident că se poate face orice, oricui, oriunde, dar dacă vrei să ai un rezultat bun, după cum am zis, ar trebui să începi cu o dietă, cu nutriție, dacă nu merge să mergi la un chirurg generalist să faci un bypass gastric sau un sleeve gastric, după ce ai slăbit și ajungi la o greutate normală pe care poți să o menții, atunci, eventual, vine locul chirurgiei plastice. Bineînțeles, lucrurile astea nu se respectă, dar acum depinde și de, să zic, etica și etica de muncă a fiecărui chirurg. Când vede un pacient de 170 de kg, îi propune liposucție. Se trimite la un coleg care poate ajuta mai bine și mai corect. Liposucția asistată laser este practic o liposucție normală. Deci se face o liposucție normală, se introduce o substanță care creează o fluidificare a grăsimii, după care se extrage cu o camulă, iar la sfârșit, diferența față de liposucția clasică este că se introduce o canulă care are un vârf fibră optică laser, cu care se încălzește pielea pe interior. Deci acel laser încălzește pielea, practic o arde, face o arsură pe interior, care duce la contracția pielei. Acest lucru duce la dispariția excesului de piele care nu e urma liposucției și, în plus, asigură o vindecare mai rapidă a pacientului, pentru că prin laser tot spațiul mort care rămâne în urma liposucției se închide mult mai repede. Chirurgia aceasta bariatrică sau metabolică, cum se numește ea, și care se desfășoară și ea sub mai multe forme, a luat un avânt foarte mare și în sensul bun a luat un avânt mare, pentru că până la urmă spuneam, obezitatea este o problemă de sănătate, este o boală cronică și la noi în țară funcționează mai multe centre care intervin pentru scăderea în greutate, pentru că sunt anumite persoane la care din diverse motive nu se poate obține scăderea în greutate dorită și atunci soluția, dar și aici este o decizie medicală până la urmă, este intervenția chirurgicală. În general vorbim despre scăderea capacității stomacului de a se umple cu alimente, că e vorba de inele, că e vorba de micșorarea stomacului prin diverse metode, de aia spuneam că sunt mai multe forme, dar până la urmă despre asta e vorba. Se scade capacitatea stomacului de a stoca alimente și atunci te saturi mai repede, nu mai poți mânca așa mult, slăbești. Până la urmă, principiul este exact acela care l-ai aplicat dacă ai lupta singur cu pofta de mâncare și ai mânca mai puțin. Asta face chirurgia, de fapt. După chirurgie bariatrică sau după orice tip de dietă care duce la o slăbire masivă în greutate, în principal rămâne un exces mare de piele. Principalele zone afectate ar fi membrele inferioare, practic fesele, coapsele, abdomenul, sânii, iar apoi, bineînțeles, mâinile și, în final, fața. Gradul în care sunt afectate depinde foarte mult de vârsta pacientului, depinde foarte mult de elasticitatea pielii fiecărui pacient,
deci sunt mai mulți factori. Dar, în general, sigur, dacă slăbesc de 160 de kg la 80 de kg, vei avea foarte mare exces de piele. Pentru asta există o sumedenie de operații care se pot face de către chirurgul plastician, bineînțeles. Se pot face liftingul de corps, liftingul de fese, abdominoplastii, mastopexii la nivelul sânului, lifting de brațe. Deci, practic, fiecare dintre aceste zone poate fi adresată împreună sau combină mai multe proceduri odată, în funcție de tipul de slăbire și de problema fiecărui pacient. Chiar și cu ajutorul chirurgiei, rezultatele nu sunt garantate. Medicul poate să rezolve rapid problema, dar ține doar de voința pacientului ca starea sa de sănătate și kilogramele în plus să nu devină din nou un stres. Este o investiție destul de scumpă. Sigur că dacă mai ales dacă este o slăbire masivă în greutate și sunt nevoie de 2, 3, 4 intervenții ca să ajungi la un rezultat final bun, sunt mai multe probleme. Una dintre ele, ca toți pacienții cu slăbire masivă în greutate sau cu chirurgie bariatrică, au probleme nutriționale mari. Au diverse carențe de vitamine, de proteine, de fier, lucruri care trebuie rezolvate preoperator, pentru că duc la vindecarea proastă a plăgilor și la rezultate proaste postoperatorii. Doi la mână ar fi consilierea psihologică a acestor pacienți, care marea majoritate dintre ei au și probleme de imagine corporală destul de, să zic, importante. Ca și operații, în practica noastră, încercăm să asociem două, trei zone. De exemplu, putem să facem un lifting de coapse cu un abdomen și fese, sau putem să facem brațe cu sân. Depinde foarte mult de fiecare pacient, depinde de problema fiecărui pacient, depinde de ce îl deranjează, pe ce își dorește să facă prima dată. Dar, în general, sigur, o slăbire masivă în greutate vor fi necesare cel puțin două intervenții. Ca și costuri, asta vă spun, e foarte personalizat. Noi încercăm să mai acumulăm intervenții ca să iasă un cost mai rezonabil pentru pacient, astfel încât cu acea spitalizare, aceeași anestezie, să-i rezolvăm mai multe probleme. Și atunci prețul este cumva mai bun decât dacă ai luat toate aceste proceduri și le face singular, separat. Dar, de altă parte, nu vrem să exagerăm, să facem foarte multe, ca pacienții noștri se vindece foarte greu, foarte lent și cu probleme, infecții. E bine să știți de altfel că în momentul de față nu există niciun program care să deconteze acest tip de intervenții. Tocmai de aceea, prevenția e și în acest caz cel mai sigur tratament. Încheiem cu recomandarea clasică să nu vă apucați de diete miraculoase găsite pe internet sau transmise prin viugrai de prieteni, rude și alte cunoștințe. Nici cel mai bine intenționat sfat din lume nu înlocuiește vizita la medicul specialist. Noi ne revedem săptămâna viitoare când vom vorbi despre problemele cauzate de litiaza urinară. Până atunci, numai bine!